Născută în 1885 în Pitești, într-o familie înstărită, Agepsina Macri a fost una dintre cele mai strălucite personalități ale scenei teatrale din țara noastră în perioada respectivă. Educația sa a fost una aleasă și rafinată, studiind la Facultatea de Litere de la Sorbona și luând lecții de actorie la Paris, unde și-a dezvoltat pasiunea pentru arta teatrală. Perioada petrecută în Franța a fost una prolifică pentru cariera sa, ajungând să performeze cu succes la Teatrul Odeon din Paris în roluri precum Genia în piesa lui Racine. Întoarcerea în țară în 1914 a marcat o nouă etapă aparte în cariera ei, deoarece s-a căsătorit cu scriitorul Victor Eftimiu și a devenit societara Teatrului Național din București. Talentul și dedicarea în actorie au făcut-o să strălucească pe scena Teatrului Național timp de aproape jumătate de secol. A interpretat o gamă largă de roluri, de la tragedie și până la comedie, creând personaje memorabile și câștigându-și locul printre cele mai mari nume ale teatrului românesc. Jurnalistul Nicolae Carandino a descris-o ca fiind o prezență suavă și nobilă pe scenă, iar viața ei s-a confundat cu istoria Teatrului Național din acea perioadă. Agepsina Macri a fost una dintre puținele actrițe care au ales să rămână în cadrul Teatrului Național, înfruntând dificultăți și perioade grele, dar știind că locul ei este acolo unde și-a început cariera. Rolurile sale au acoperit întregul spectru al teatrului, de la clasici precum Sofocle și Shakespeare, până la dramaturgie modernă și comedie de bulevard. A creat personaje de neuitat și a adus pe scenă o varietate de emoții și experiențe umane. Moartea actriței în 1961 a lăsat un gol imens în lumea teatrului românesc. Cu toate acestea, amintirea sa rămâne vie în inimile iubitorilor de teatru, fiind o inspirație chiar și în zilele noastre. Contribuția sa la arta teatrală din România va fi mereu amintită și apreciată în sine, actrița fiind una dintre cele mai strălucite și influente din istoria țării noastre.